A îndrumat mai toate marile staruri ale vremii lui. Bette Davis, Marilyn Monroe, Sophia Loren și lista poate continua. A fost supranumit regizor al femeilor tocmai pentru harul lui de a le conduce spre creații extraordinare, dar a lucrat la fel de bine și cu actorii. Richard Burton și Fred Astaire sunt doar câțiva dintre ei. Filmele lui au avut 31 de nominalizări la Oscar și au câștigat 4 statuete. Într-o lume efemerului și-a asigurat respectul contemporanilor și omagiul posterității. Dar cu toate acestea, Jean Negulescu rămâne necunoscut în țara lui de origine. Tocmai de aceea, cartea semnată de istoricul de film Manuela Cernat, Jean Negulescu, un român la Hollywood, merită citită din scoarță în scoarță. Dacă mai aveți nevoie de pledoarii, le aflați chiar acum. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Îmi face mare plăcere să vorbesc despre Jean Negulescu în momentul în care este în plină desfășurare festivalul de la Cannes, pentru că în Franța Jean Negulescu a fost omagiat la sfârșitul anilor 80, atunci când în România nu rulau filmele lui și era încă necunoscut. S-a născut la 1900 în Craiova. Odată numele cu secolul, lui, cum da, spunea el. Numele lui este mult mai cunoscut în afară. Avem și o vorbă, nimeni nu-i profet în țara lui. De ce? De ce? Pentru că e un nume foarte mare. Pentru că noi avem darul, probabil unic în această parte a Europei, de a nu ne prețui valorile, de a nu ști să le punem în valoare, de a avea o memorie culturală extrem, extrem de scurtă. Mă întorc după 5 zile de basm petrecute la mănăstirile din Bucovina pe urmele strămoșilor neuitați, ca să parafrazez titlul unui film celebru. Am fost la Sucevița, la Dragomirna, la Pătrăuți, care este minunea lui Dumnezeu, prima biserică înălțată de Ștefan cel Mare, la Hudești, unde este necropola neamului Boldur și la alte mănăstiri și mă așteptam să fie mult mai mulți turiști români, am întâlnit numai turiști străini și aș face o sugestie, dacă mi este permis, pentru că tocmai ne apropiem de o mini-vacanță. Acum în iunie, da. În iunie, le-aș sugera părinților să-și ia copiii de mână și să plece să le arate aceste comori ale Europei și să le vorbească puțin și despre istoria Moldovei, despre miracolul pe care l-a însemnat existența lui Ștefan cel Mare la hotarul în calea atâtor năvăliri și atâtor lăcomii ale invadatorilor. Și să le vorbească și despre moștenirea spirituală, despre credință, despre faptul că limba și credința ne-au păstrat pe acest pământ în pofida tuturor adversităților. O Românie de poveste care merită descoperită, absolut, care merită apreciată și de noi, cei care încă o locuim și n-am plecat afară să ne facem un renume. Și aș vrea să spun că Jean Negulescu, una dintre gloriile Hollywoodului, în anii 50 era cotat între primii 10 cineaști ai Hollywoodului. El a fost cel care de fapt a lansat-o pe Marilyn Monroe în filmul How to Marry a Millionaire, un pariu pentru că tocmai se lansase cinemascopul și s-a cerut să demonstreze că filmul poate fi cinemascopul, se poate adapta și filmărilor de interior. Este o carte document, conține foarte multe fotografii, conține documente, o carte de suflet, de colecție. Cum e gândită? Cum e structurată? Acesta este un album, face parte din colecția lansată de editura Noi Media Print, o colecție dedicată cinematografului românesc. Am încercat să pun cât mai multe imagini și cât mai puțin țin text de data aceasta. Eu mai am o carte despre monografia lui Jean Negulescu, pentru că vreau ca publicul să-l descopere și ca pictor, și ca desenator, și ca cineast. El, de fapt, a fost prieten cu Brâncuș, a fost... A ucenicit oarecum în atelierul lui, cu Jean Cocteau, cu Picasso, a trăit în aura de glorie a avangardei franceze, în pictură, dar și în... noua arta cinematografului. Ulterior, când a ajuns pe culmea gloriei la Hollywood, el a continuat să spună: sunt român, am fost și rămân
român, deși în patria lui numele lui era cu desăvârșire interzis, pentru că el a refuzat până în 1968 orice colaborare cu autoritățile comuniste de la București, care persecutaseră familia. Sora lui, pictorița Sabina Negulescu, a fost dat afară din casa pe care și-o construise la șoseaua Chiselev, etc. Nu numai că spunea că este român, dovadă că în retrospectiva amplă care a fost organizată la Paris în 1989, toată presa l-a prezentat ca regizorul de origine română, Jean Negulescu. Locuința lui de la Hollywood, pe care o cumpărase de la buna lui prietenă și pot să spun aici și fostă iubită Greta Garbo, acea clădire de pe Camden Drive era decorată în interior cu scoarțe românești, cu ulcele românești. La celebrele cine pe care el le organiza, le gătea oaspeților mămăligă, sarmale cu mămăliguță și sarmale foi de viță și sarmale foi de varză, pentru că dorea să arate, să-și păstreze identitatea românească. Și ar fi dorit mai mult decât orice să facă un film în România. În 1968, în iunie, a venit în România, începuseră purparleuri cu studiourile de la Buftea, dar a venit 21, fatidica zi de 21 august, intrarea trupelor sovietice în Praga pentru a zdrobi primăvara de la Praga. I-au zdrobit și lui speranța că ceva se va putea schimba și mișca și în România. A continuat să iubească România de departe. Până în ultima clipă, poate că ar trebui să începem și noi să iubim poveștile frumoase legate de oamenii care au dus numele țării noastre mai departe, să citim, să răsfoim această carte, să intrăm în atmosfera pe care ne-o transmite. Se lansează zilele viitoare, să le spunem celor care ne urmăresc acum, da, unde să vină și când. Da, va fi lansare pe 25 mai de înălțare în saloanele de la Jockey Club. Apoi va urma încă o lansare la librăria Cărturești. Încă nu am stabilit data. Aș vrea doar să mai adaug că numele lui Jean Negulescu ar trebui așezat în panteonul nostru, alături de cele ale lui Enescu, exact, Brâncuș, Sergiu Celibidache, pentru că a fost, cred, cel mai cunoscut român în anii 50-60 pe planetă. Filmele lui au câștigat atât de multe premii. Spuneați la început că a fost nominalizat la 31 exact de premii Oscar. El este cel care a regizat una dintre ceremoniile premiului Oscar și la sugestia lui, Gretei Garbo, i s-a oferit un premiu special pentru întreaga activitate. A fost o personalitate strălucitoare, a fost pictor, a trăit la Paris în anii 20, da, deci momentul extraordinar de eliberare a tuturor experimentelor culturale și artistice ale Franței. Cum arată cinematografia românească acum? Spuneați dumneavoastră la începutul interviului că vă bucurați să vorbiți despre Jean Negulescu exact în mijlocul festivalului de film de la Cannes, unde România este prezentă anul acesta prin Cristian Mungiu, de data aceasta ca președinte al juriului. Da, este un lucru absolut extraordinar, care dovedește încă o dată din plin cota internațională de care se bucură Cristi Mungiu, care mi-a fost student și am urmărit cu mare bucurie ascensiunea. El a mai făcut parte dintr-un juriu de la Cannes, da, în 2007, în juriul prezidat de Steven Spielberg, dar de data asta el este președinte al juriului, atât pentru filmele de scurtmetraj, cât și pentru secțiunea Cine Fondation, care urmărește să lanseze tinere talente. Este sigur o mare bucurie și onoare pentru cinematografia română, care încearcă să compenseze într-un fel tristețea că de data asta nu avem niciun titlu românesc în niciuna dintre secțiunile competitive. S-ar putea ca momentul de glorie al cinematografului românesc să se încheie deocamdată,
până când va porni din o nouă generație care să se lupte pentru Pandor. M-a mai întristat un lucru. Fiind an jubiliar, da, fiind an 70. Aniversar, sunt diverse retrospective ale celor mai interesante filme și există și o mică retrospectivă a filmelor de scurt metraj care au câștigat Palme d'Or. Și, din păcate, din această retrospectivă nu face parte scurte istorie a lui Ion Popescu, Gopo, care iarăși e o personalitate importantă. Cred aici că este și vina noastră, pentru că este nevoie de lobby, este nevoie să-ți pregătești din timp asemenea prezențe, să amintești organizatorilor, a căror memorie poate că e scurtă uneori, că a existat și Ion Popescu Gopo, care atunci, cu scurtă istorie, a schimbat mersul animației mondiale. Care credeți că este în prezent relația publicului din România cu filmul românesc, dacă ne gândim inclusiv la faptul că rețeaua de cinematografe nu e una foarte bună și dezvoltată? Eu cred că publicul românesc care urmărește filmele noastre ar trebui premiat, pentru că o face în condiții de cele mai multe ori deplorabile, în săli mizerabile. Foarte rar ajung filmele noastre în mall-uri și mall-ul nu este un loc pentru un film de artă. Inițiativa lui Tudor Giurgiu de a salva rețeaua, vechea rețea de cinematografe, mi se pare extraordinară și sper să aibă succes și să aibă și fondurile necesare. Publicul începe să se apropie de noul val românesc, pentru că regizorii acestuia au început să înțeleagă că trebuie să facă filme nu numai pentru publicul de festival, ci și pentru publicul de acasă, și uriașul succes de public pe care l-a avut Paul Negoescu cu Două lozuri dovedește că se poate să ajungi și la inima marelui public cu un film de calitate. Așadar, cinematografia românească o adevărată forță, nu neapărat pe plan financiar, o adevărată forță. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi, Jean Negulescu, o carte de căutat și de citit, și la mulți ani pentru el. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Eu mulțumesc. Toate cele bune.